John. Mai special unde se găsesc în noapte, aici. Momentul care ne spune că... Da, da. Bun. Asta deci... e terenul dumneavoastră? Da, uite terenul nostru. Pe bun. Aici până aici. V-a întrebat cineva când a pus cablurile? Nu, că nu am fost acasă, eu o săptămână am fost plecat. Am venit și le-am găsit. Sunt bun. De acord că pe proprietatea dumneavoastră n-au ce căuta și... Eu de acord, dacă bun. Mi-e frică, nu știu ce este. Bun, ne luăm noi această răspundere, da? Le luăm și le predăm la poliție, bine? Și nu o să aveți niciun fel de probleme, vă asigurăm de asta. Măcar nu am, că singură și pe ei nu. Nicio grijă. Bun. Haideți la treabă. Bun, haideți, expeditiv. Întrebați și vecini. Am întrebat. Bun. Stai, domnule, că mă duc și la vecină. Chemați-o. Haideți pe aici, haideți pe aici. Nu, lasă-o că știe. Nu intră. Mami, haideți mai poate. Ia soft când am în audio. Haideți, haideți cât mai expeditiv, să nu pierdem timpul. Deconectați, deconectați de acolo. Deci nu se poate deconecta. Cum așa? Trebuie, trebuie. Bun și repede în mașină, până nu se răzgândesc oamenii. Bine? Haideți. Bun. N-ați fi drăguț să întrebați și, să întrebați și pe vecinii dacă sunt de acord să... Nu întrebați, eu nu... Na, bun. Sunt acasă? Bun. De ce ai închis? Da? Deci, bag mașina. Da, frumos. Vă rog frumos, lăsați! Alo, alo! Lăsați cablul, că este al nostru. E, societ, e proprietatea prospectului. De ce ne furați cablul? Le ducem la poliție. Poliție aici. Poliție aici. Luați mâna după el. Poliție aici, să vină poliția. 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 Poliție aici, nu te interesează ce e. Verbal. Un proces verbal. Le predăm. Lasă-l jos. Nu luați. Nu luați. Lasă-l jos. Proces verbal. Lasă-l jos. Le predăm cu proces. Nu le-a dat la geopoliție. N-ai voie să lei, că sunt proprietatea prospectului. Ai furat. Discutăm noi cu proprietatea. Ai furat. Haideți să vorbim cu proprietatea. Ai furat. N-ai furat. E furt. Haideți să chemăm pe chemați. Dar dumneavoastră cine v-a dat acordul să filmați? Lasă-mi. Vă filmez și eu, că și eu m-a filmat și era să dați cu mașina peste mine. Da, vă filmez. Să nu vedeți că mai sunt în spate, în grădini, în toate grădinile de aici până la oameni în teren. Îi e problema oamenilor și ei sunt cei care pot să plângă sau pot să se înțeleagă cu firma cu privire la, la faptă penală, dacă eventuale... Da, vedeți, dacă, deci, dacă intre abuziv. Sigur. Însă dacă omul se înțelege cu dacă, da. Firma, așa. Este despăgubit, okay, atunci da. Nu mai este neapărat nevoie de ce știu, de cercetări sau de alte... În cazul, alte... Înțeleg, bun. În cazul ăsta s-a intrat fără acordul. Deci, doamnă dragă, dumneavoastră aveți posibilitatea și aveți dreptul constituțional să depuneți o reclamație, o plângere, dacă considerați că vi s-a încălcat un drept. Înțelegeți? Deci dacă vreau să considerați că, domne, oamenii... Deci nu-i vouă de vouă de început. Aveți... singură și nu puteți să găsiți, puteți să găsiți și un consilier care să vă ajute. Deci asta puteți să dumneavoastră. Noi dacă, deci deocamdată poliția a văzut cablurile aici pe domeniul public și ca atare noi nu avem decât să dăm curs eventualul reclamație pe care le depune patronul firme sau așa mai departe. Vom depune fiecare... și o plângere penală împotriva firmei. În ce calitate? Denunț penal, în calitate de persoane afectate, suntem o asociație non-profit ecologistă. Da, corect. Pentru tulburare de posesie. Bun, și posesia cui s-a tulburat? Poftiți? Dânsei. Păi dacă doamna nu va să depună reclamație. Păi, nu contează, ne facem un denunț. Totuși e o faptă penală care s-a... Deci eu aia vă spun, deci eu situația pentru că proprietarul este cel care poate să depună reclamația. Nicio problemă, dar puteți să depuneți constituțional, nu depune o înșelime. Însă nu o să îi se dea curs decât în măsura în care într-adevăr fost comis o faptă penală. Perfect, de acord. Deci facem o constatare la fața locului. Deci eu o să mergem după criminalist
și o să vedem ce, deci pe unde, deci în ce măsură e suportat doamnei, da, domnul titlul de proprietate. Nu mai eu, că și vecinul. Așa. Bun, și o să vorbim și cu. Și de la vecin. Sunt deja dus. Da. Bun, și facem o frumos constatare legal, toți pașii legal, că noi nu avem nimic de ascuns, nimic de fapte penale. Nu, sigur, însă deocamdată cablul ăsta, cum a ajuns aici? Pe noi l-am adus din grădină aici. Urma să-l ducem cu mașina la poliție. Uitați, noi suntem pregătiți, avem proces verbal de predare primirea cu poliția. Așa se procedează corect. Avem de zile, asta era ideea. Ducem la procesul verbal de predare primirea îl încheie poliția, nu chiar dumneavoastră. Da, deci este un act procedural pe care îl încheie poliția când ridică un bun de la cineva. Domnul comisar, vă rog din suflet să nu uitați că eu l-am luat din mașina dânșilor. Este proprietatea prospecțiuni. Mi-a furat echipamentul. Deci, facem declarații false. Dacă dumneavoastră... Eu vorbesc cu domnul comisar, vorbesc cu domnul comisar, nu cu mine. Deci noi l-am găsit. Eu vorbesc prin domnul comisar, nu cu dumneavoastră. Aici aceste tabluri. O să vedem ce probe aduce fiecare parte în susținere. Noi nu putem să vi-l predăm decât cu specificația că este sau nu este întregă, înțelegeți? Pentru că noi, păi atunci ce facem? Luați-l la poliție și luăm după ce. Sunați pe cel care este în măsură să ne spună că este întreg sau nu, să vi-l treabă. Păi nu, dar noi trebuie să-l predăm. Da. Să nu fie secționat, să aibă toate prizele, să aibă toate rufele, ce Dumnezeu mai sunt pe aici, că Dumnezeu nu mă interesează. Că nu pot să știu eu dacă nu încredere. Întindeți-l și... Vedeți. Întindeți cablul și vedeți dacă e întreg. Păi altfel nu văd cum. Păi dacă tu l-ai adunat, ce ai văzut? Nu. Păi noi am declarat că nu am tăiat nimic. Dar nu pot să uitați aici. Cum să fac eu așa? Nu știu, lasă să filmez. Lăsați filmatul, haideți că... Deci dumnealor să-l verifice, să vadă. Da, dar nu-i împiedicăm. Asta e ideea asta, bă.